De luna din an, cu cele mai mici prețuri la biletele de avion. Cu câțiva euro putem călători în Franța, Spania, Austria, Italia sau chiar Portugalia. Reducerile depășesc și 50%, așa că specialiștii în turism spun să profitați acum de oferte, pentru că în perioada următoare tarifele de călătorie vor crește substanțial. Dacă încă nu v-ați făcut planuri de călătorie, o plimbare până la Sinaia ar putea fi o idee potrivită. Un bilet de tren București-Sinaia ne costă 55 de lei, iar până acolo avem de parcurs o distanță de aproximativ 150 de kilometri. Sau mai există o variantă, de aceeași bani putem parcurge o distanță de peste 2200 de kilometri și putem ajunge până în Italia, la Napoli. Un bilet de avion București-Napoli dus întors de această dată ne costă acum doar 10 euro. Adriana e pasionată de călătorii și deja și-a cumpărat bilete pentru următoarele două vacanțe. Către Veneția am plătit 20 de euro pe biletul dus întors, iar către Mexic 450 de euro tot la fel pe biletul dus întors. Sunt abonată la majoritatea newsletterilor companiilor aeriene și da, urmăresc promoțiile. Pe Iolanda am găsit-o chiar în aeroport, cu bagajele făcute și gata de zbor. Plec spre Milano, iar biletul m-a costat 10 euro. Chiar sunt reduceri destul de mari la biletele de avion. În destinațiile unde avem comunități numeroase de români, vom găsi zboruri cu prețuri foarte bune din multe dintre orașele României. Companiile aeriene se bat în reduceri care mai de care mai consistente. Prețurile biletelor de avion pot fi cu până la 60% mai mici decât în restul anului. Companiile aeriene își pregătesc orarul de vară și testează anumite destinații și apetitul pentru aceste destinații. Din lista destinațiilor spre care se poate zbura ieftin, lipsesc Viena, Barcelona sau Paris. Tarifele sunt în jur de 40-60 de euro, cei drept doar cu bagaj ușor de mână. Prețurile urcă semnificativ atunci când dorim și bagaj la cală. Publică întâi biletul de avion fără bagaj pentru a fi competitiv cu în disputa cu low cost și când ajungi să verifici care este într-adevăr prețul final, lucrurile se echilibrează. Și mai e un lucru pe care doritorii de vacanțe cu buget mic trebuie să-l știe. Sunt destule cazurile în care companiile aeriene low cost anulează zborurile, uneori cu câteva zile înainte de călătorie. Sunt riscuri pe care cei mai mulți clienți sunt dispuși să și le asume. Sfătuim toți pasagerii să își achiziționeze asigurări extra de călătorie, fie asigurare extra, fie o asigurare care să permită recuperarea contravalorii pachetului achiziționat. În lunile următoare, pachetele turistice se vor scumpi cu până la 30%.